Bună ziua, dragi prieteni! Eu sunt bucuroasă să vă văd din nou la canalul nostru. Astăzi eu am pregătit o minunăție de tort. Acesta este Pădurea Neagră, este versiunea mea, dar din păcate vă spun de la bun început că acest tort nu voi putea să-l filiez acasă și să-l probez în fața voastră, deoarece l-am pregătit pentru Ilinca la grădiniță, că astăzi este ultima zi de grădiniță, ultimul sunet, așa să spunem. Vreau să vă spun că se face foarte rapid și acest decor tot se face ușor și nu este nimic complicat. Dar înainte de toate, nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să puneți un like, să dați un share, dar noi ne uităm de ce ingrediente avem nevoie. Pentru acest minunat tort avem nevoie, în primul rând, de un blat de tort cu cacao. Rețeta la acest blat de tort voi lăsa sub acest video. 700 ml frișcă cu grăsimea 35%, 400 g smântână cu grăsimea 30%, vișine în socul lor sau proaspete 250 g și blaturile de tort eu le voi însiropa cu sucul de la vișine, dar desigur puteți să folosiți și vișine proaspete. Zahăr pudră 200 g și extract de vanilie o linguriță. În bolul de la mixer adăugăm frișca, smântână, zahărul pudră, extractul de vanilie și mixăm totul bine la viteza cea mai mare timp de 5 minute. Începem să mixăm la viteză mică, apoi mărim viteza. Frișca și cu smântână trebuie să fie rece de la frigider. Crema noastră este gata. Priviți cât de minunată este. Blatul de tort l-am tăiat în 3 părți egale. Priviți cât de bine arată. Miroase foarte bine. Vreau să vă spun că blatul cacao, gustul lui depinde de cacao. Cacao să o alegeți întotdeauna să fie de calitate și mirosul este extraordinar și este foarte pufos. Blatul de tort este pregătit, vișinile le-am scurs așa peste sită. Aici am sucul de la vișine pentru a siropa blaturile noastre și crema. Asamblăm tortul. Mai întâi punem puțin din cremă. Blat de tort. Blatul de tort la mine are 20 cm dimensiune. Proporțiile care eu vă le dau este pentru un tort de 20 cm. Însiropăm blatul de tort. Dacă aveți vișine proaspete, puteți să faceți compot din ele și să însiropați cu compot blaturile de tort, cu suc din vișine, dar de însiropat trebuiește la acest tort, cât de puțin. După ce am însiropat blatul de tort, adăugăm un strat generos de cremă. După ce am nivelat frumos crema, adăugăm din vișine. Adăugăm cel de-al doilea blat de tort. Presăm ușor. Și însiropăm cremă, vișine și tot așa. Ultimul blat de tort îl însiropăm aparte și cu partea însiropată vom pune în jos. Puteți să mai adăugați în crem sau în sirop, țin extract de rom sau chiar rom. Eu nu adaug de data aceasta, merge la grădiniță acest tort, cum am mai spus. Partea însiropată în jos, iată așa. Presăm ușor și deja îmbrăcăm tortul nostru cu cremă deasupra și de jur împrejur. Dacă doriți, puteți să faceți o cremă aparte, de exemplu zahăr pudră și cu unt sau altă cremă, dar mie îmi place acest tort când el anume este îmbrăcat și cu cremul lui. Este foarte delicios. Dacă mă veți întreba că pe timp de vară așa crem se topește, eu dacă transportez așa fel de cremă, înainte de a transporta tortul,
eu îl dau pe 30 de minute în congelator. Sau dacă este pentru nuntă așa fel de tort și este pe timp de vară, deja eu atunci îl îmbrac cu o altă cremă. Tortul meu este gata, eu am terminat să-l îmbrac bine și cu cremă deasupra și de jur împrejur. Acum îl dau la frigider peste noapte și pregătim decorul. Eu am aici ciocolată topită, iată așa, neagră, și ciocolată albă topită. Și pe masă am pus hârtie de copt și iată așa am aici pregătite două perii. Și voi muia perea în ciocolată și apoi voi face urme pe hârtie de copt. Asta eu pregătesc decorul pentru tort. Voi îmbrăca tortul cu aceste urme de ciocolată. Și acum, pe ciocolata neagră, voi face atașa picături de ciocolată albă. Puteți să colorați și altă culoare ciocolată albă și să faceți verde, roz. Priviți cât sunt de minunate. Le lăsăm așa să se întărească la temperatura camerei. Sau dacă doriți, puteți să le dați și în frigider. La noi este a doua zi, eu am scos tortul din frigider. Aici ciocolata, vreau să vă spun că această neagră la mine cam greu s-a întărit, dar această albă, 30 de minute ea s-a întărit. Deja eu am scos-o de pe hârtie și aceasta tot se scoate ușor. Eu am aici într-un zip pachet puțină ciocolată topită și deasupra voi scrie mulțumesc, thank you. Și acum de jur împrejur voi pune așa pe margine ciocolată. Eu am terminat să pun de jur împrejur ciocolata care am pregătit-o, se privește foarte frumos. Și acum mai am aici puțină frișcă și voi face câteva rozete deasupra. Aici câteva vișine cu codiță. Priviți cât de frumos decor s-a primit, foarte rapid și original. Vreau să vă arăt aici eu ce am. Aici mi-a rămas blat de tort, puțină cremă. Și am făcut iată așa, am rupt blatul de tort, am amestecat cu crema și am pus puțină cremă, vișine, puțină cremă, vișine. Și am mai adăugat și miez de nucă. Vreau să vă spun că acest tort, eu când îl fac cu miez de nucă, când îl fac numai așa cum acum am făcut în video cu vișine. Miezul de nucă îl macin și îl pun
în cremă sau chiar și în blatul de tort. Este foarte delicios, dar de data aceasta eu n-am pus cu miez de nucă, că deoarece vor mânca copiii și alții poate au alergii, dar să nu se nece, de necat nu cred că doar un blender măruntele fac, dar oricum. Dar vreau să vă spun că puteți să faceți și așa. Tare îmi pare foarte rău că nu pot să tai acest tort în fața voastră, dar vă asigur că arată minunat și înăuntru și este foarte delicios. Dar noi am ajuns la sfârșitul și aceste rețete. Dacă vă plac rețetele noastre, abonați-vă la canal, puneți like, scriți comentarii, urmăriți-ne pe pagina de Facebook, pe Instagram, dar eu vă spun pe curând și ne vedem la o nouă rețetă!